Chiar înaintea meciului de foc împotriva liderului, Dinamo Pandurii și-au prezentat oficial lotul de achiziții. Deși nu s-au bătut în a aduce jucători de marcă, gorjenii au reușit să transfere 5 jucători. Împreună cu ei sper să reușim să ne realizăm obiectivul propus, neschimbat, adică clasarea pe locul 1 din locurile 6-10. Johnny Beh, nigerianul venit de la campioana Oțelul Galați, va îmbrăca tricoul Pandurilor doar până la finalul campionatului. Bogdan Ungurușan a semnat și el cu formația gorjană pentru un an și jumătate. Nu cred că e un pas înapoi la Oțelul. Oțelul este echipa campionă, dar cine știe, mâine pe mâine poate și Pandurii vor fi campioni. O echipă foarte bună care practică un joc ofensiv, un joc plăcut, toată lumea lăuda și asta a fost un... Asta e un motiv pentru care am acceptat să vin. Petre Grigoraș vrea să dea lovitura cu Roberto Dumitru, Daniel Unguru și Alexandru Neagu. Mezinii Pandurilor vor fi aruncați în lupta ce se dă în Liga lui Mitică. Sunt bucuros că am onoarea de a lucra cu domnul antrenor Petre Grigoraș, care consider că este adeptul unui joc combinativ. O să-mi dau viața pe teren și... Te mulțumesc, domn profesor. Pandurii au mai transferat 2 jucători care vor evolua însă pentru echipa a doua.